Bună ziua, bine v-am găsit. De fapt, de seară. Eu nu prea am filmat despre producția care o obțin la mine în stupină. Am zis că nu este așa important să se știe ce fac eu, cât fac eu. Da, pentru începători, eu zic că trebuie să știe că Facem și producție, deci chiar dacă nu am filmat ce fac, e clar că odată ce ai albine, mai faci și câte ceva, câte un produs. Acesta este recolta pe ziua de azi, e o stupină staționară, colectată aproximativ de la 20 de colonii, undeva la 1,8 kg, fiindcă a cerul are 200 de grame. Aceasta deci e o producție pe zi, pe lângă alte produse pe care le obținem. Mai obțin și alte produse, mai am și miere de rezervă pentru albine, imediat vine producția nouă care va fi și ea pentru staționar foarte bună. Și de ce am vrut să precizez acest lucru că totuși e perioada în care apar apicultorii care fac pastoral cu zeci de kg de miere obținute per colonie, dar este ceva normal făcând pastoral și investind în dezvoltarea coloniilor, e, e, foarte bine că reușesc să-și acopere investițiile și să scoată și profit. Dar în momentul în care pleci cu câteva colonii, trebuie să fii realist nu poți să pleci cu 5 familii de albine, cu cunoștințe minime și să obții 10 de kilograme de miere. Nu așa se procedează. Cel puțin astea sunt așteptările. Pentru început e foarte bine să fii diversificat, să încerci să obții cât mai multe tipuri de produse. Cele mai la îndemână ar fi polenul și mierea, dar mai sunt și alte produse, o să vă mai arăt în următoarele filme mai în, mai încolo când o să obțin și un alt produs. Și ce să zic să nu credeți că odată ce țineți albine chiar nu produceți absolut nimic ca este total fals. mai sunt oameni care au impresia că dacă n-am filmat până acum producție, nu înseamnă că n-am făcut sunt naivi acei oameni care cred acest lucru. Ridicăm acolo. Ce să-i facem? Deci, trebuie să înțelegeți investiția în albine. Este mult, mare, destul de costisitoare și o să scoateți și profit încet, încet. Până atunci, ce să vă zic? Numai bine, sănătate! Și dacă chiar doriți să îngrijiți albine, cu toată plăcerea, vă puteți apuca, dar vedeți că aveți o soție sau un bărbat care probabil o să fie un pic nedumerit cu foarte multe cheltuieli care apar. Până atunci, numai bine!